Bă, a fost foarte drăguț. De ce? S-a filmat la mare. Am stat o lună de zile, 3 săptămâni stau în mare. A fost foarte ok că majoritatea echipei, erau foarte mulți care erau, am mai lucrat cu ei și care îi cunoșteam din Buftea, din Pro. A fost ok, da, 3 săptămâni la mare, e foarte frumos. Except atunci când am filmat niște călduri de... Nu pot să-ți imaginezi. Trebuia să ne trezim de dimineață, foarte de dimineață, să stăm până târziu, foarte târziu. Păi uite, eu sunt iluzionist, magician, da? Fac trucuri, personajul meu în film face trucuri. Și inițial mi-au spus că o să-mi iau dublură, o să-mi iau un antrenor, ceea ce au și făcut. A fost cineva care m-a învățat să fac trucurile pentru film și cumva timpul era destul de scurt și au crezut că nu o să reușesc să le fac eu, că sunt chestii pe care trebuie să le repeți, să le faci cu ochii închiși, așa, în timp ce vorbești cu omul, eu îți distrag atenția în timp ce fac aici switch între niște cărți și niște chestii. Și erau foarte pregătiți și să-l aducă la filmare și să fie el dublura mea de mâini. Dar pentru că mi-a făcut foarte, foarte tare, am repetat ca nebunul seara, noaptea. Și vorbesc serios că mă vedeam cu tipul care m-a antrena, dar am stat și am repetat. Și ce e foarte drăguț e că am reușit să le fac eu și n-am mai fost nevoie să mă dubleze. Și când am filmat secvența din stradă, o să vedeți voi, e o secvență în stradă în care eu fac trucuri și e în public, sunt oameni în jur. Și la una dintre duble, după ce mi-a văzut înlănțuirea de trucuri, au dat stop și, mă rog, fiecare s-a... Și a apărut un tip care nu știu cine era și mi-a spus, n-am bani să-ți dau, dar ia o țigară, e foarte tare ce faci. M-am bucurat că lucram cu Crina, pe care o cunoșteam de ceva ani, și să zic așa, a fost dragoste la prima vedere și între mine și ea și cu indicațiile care mi-a dat Cristina de la început, chiar am fuzionat din prima zi, deci din prima zi de repetiție am și avut un feedback așa, știi? Bă, Fodor e bine și funcționează relația asta între voi. Am avut emoții foarte mari cu Răzvan, cu toate că ne cunoșteam. Cred că secvențele de dragoste sunt un pic mai greu, sau pentru mine cel puțin, de făcut în momentul în care și cunosc persoana. Pentru că de la hăhăială, de la deodată ajungi la o dă și acum ce... știi? Așa că nu cunoști omul, el are emoții, tu ai emoții, băi, eu am ceva emoții și eu. Ok, păi hai să facem totul cât se poate de matematic, după care punem... băgăm și sufletul, mai multe, știi? Și a fost ușor, mai puțin secvențele astea pentru mine de filmat. Dacă ar fi să mă întrebi ce secvențe sau ce secvențe mi s-a părut cea mai grea, mi s-a părut cea mai grea secvența din apă, pentru că nu știam exact cum va fi filmată și m-am gândit foarte mult la secvența de dragoste din film și mi s-a părut grea, mi-a fost frică de ea, am văzut-o, îmi place, sunt liniștit acum. Era fric. Crina nu știa să noate, era stresată de treaba asta, să nu cumva să-i dau drumul din brațe. Clățăneau din singură, eu mă țineam destul de tare. Mă țineam și de scară, dar o țineam și pe aia. Și totuși trebuia să ne pupăm, știi, și să fie... Și ne relaxăm, ziceam, Crina, hai, relaxează-te, acum gata, lasă dinții, hai. Și dă-i și pupă-te și romeați. Și auzeam din partea cealaltă, că nu se trăgea cu sunet, că nu ne trebuia sunet. Și auzeam, mai cu pasiune, mai cu pasiune. Stop, că oarecum barca se întorcea și ieșea din lumină. Stop, încă o dată. Știi, și cum s-a dat stop, Crina începea. Crina, gata, hai, și motor, și acțiune. Nimeni nu se aștepta ca în luna iulie să fie vreo 7-8 grade în termometru și noi în, mă rog, eu în rochie și Răzvan în mânecă scurtă. Am filmat la Cheile Dobrogei. Uite, măi, nenic, a fost un fric, deci nu se putea. Și a venit ideea asta genială și cred că se vede foarte bine și ca moment așa, adică e un moment romantic, dar născut atunci, culmea, așa a apărut focul, știi? Dintre noi, ăla la propriu, nu cel la figurat, știi? Pentru că a zis, ok, nu pot să vă chinui atât de mult, știi, s-a filmat întreaga noapte și atunci Cristina a venit cu ideea salvatoare de a prinde un foc, știi? Și s-a mai încălzit așa puțin atmosfera. Dar e frumos, eu sunt din Mangalia și pentru mine să filmez și acolo a avut oricum o altă încărcătură, știi, față de...
de ceilalți oameni. Adică pentru mine, eu am crescut, așa am trăit acolo pe perioada când ei încearcă să plece, știi? Sigur că era toți, na, am ajuns și la vârsta grăsului, pe vremea mea era altfel, știi? Adică măcar, maică mea nu și-a pus oricum niciodată problema când mergeam la plajă, că nu știu ce putea să se întâmple sau ok, era extrem de relaxată din punctul ăsta de vedere. Știi, astăzi noi nu știu cât de relaxați am fi cu copiii noștri să plece, mă rog. Deci pentru mine faptul că am putut să filmez acolo, că m-am întâlnit cu oameni cu care am copilărit, știi? Și că vorbeam cu ei de copiii noștri și de ce am lăsat fiecare în urmă, știi, am avut un alt fel de parfum. A fost foarte frumos, foarte frumos.